Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou minunat episod din 60 Seconds și cred că a trecut cam vreo lună dată în jumătate plus 2, 3, 4, 5, minus 4 zile de când nu am mai jucat acest joc și sunt sigur că de atâta timp mi s-a adunat norocul undeva și o să am parte de un run perfect, o să câștig, da, sigur, cu siguranță, toată lumea o să fie fericită și o să apese butonul de like pentru că am câștigat, dar... Asta, dar dacă am ghinion, dar ce o să se întâmple, dar dacă am ghinion? Fuck, shit, man! Asta ar fi foarte nașpa. Pentru că dacă am ghinion, fuck, am dat peste ceva. Bun, ce o să fac eu astăzi? Nu o să-l mai iau pe Timmy, pentru că de obicei știți că-l luam pe Timmy și nu-l luam pe Mary Jane. Ei bine, am ajuns la concluzia că Mary Jane este o femeie puternică, independentă și grasă pe deasupra. Deci, dacă e... să rămânem fără mâncare, grasa o să reziste mai mult pentru că are de unde da jos, dacă mă înțelegi. No room! No room pentru un fucking medkit, dude! Jesus, suse! De ce trebuie să nu am loc pentru un medkit? Ok, o să iau și apa asta, nimic nu mai este de luat de aici. Trebuie să mai iau mai multă apă. To the shelter! Yes, la shelter! Păi am luat multe chestii importante, îmi lipsește așa o pușcă. Un radio. Îmi mai lipsește... Ah, shit. Îmi lipsește... Ok, multă mâncare și apă. O să iau acum mâncare și apă. Așa. Știi ce îmi lipsește? Oh, my fucking God. Nu mai am ce să iau. Îmi lipsește harta. Bă, dar tot timpul ajung într-o ipostază de asta în care mai am... 4-5 secunde, dar nu sunt de ajuns ca să mă duc să mai iau ceva, știi? Like, oh, timing-ul ăsta! Cât e stupid poate să fie? Te rog, hartă în casă! Băga-mi-a și piciorul, nu e aici o hartă în casă, dar cel puțin am destul de multe provizii. Îmi place! Deci, în afară de ce am luat eu, ce am găsit aici? Un bug spray! Fuck, man! Fuck, yeah! Ok, hai să trecem la a doua zi. O să încerc să am foarte mare grijă de supraviețuitorii mei. Nu o să-i trimit în expediții să se îmbolnăvească pe afară. O să le dau de mâncare și apă și nu o să-i las să se îmbolnăvească, voiam să zic, dar am uitat că în jocul ăsta te îmbolnăvești super fucking random, fără niciun motiv. Ador chestia asta. Știi ce? Am ajuns la concluzia că jocul ăsta, în el... Sunt importante deciziile tale, da? În proporție de vreo 34,28,13%. Iar restul... Oh! Ok, n-avem un Boy Scout Handbook. Bă, frate, câte să mai iau, mă? Anyway, restul e tot un noroc. Dacă ți-a dat un rol la o anumită pagină și... Pagina aia, zicem, ai nu știu cât la 100 șansă să câștigi sau să pierzi restul. Bă, dacă ai avut ghinion să-ți dea pe aia în care pierzi, tot ranul tău perfect s-a dus de mama dracu. Tu mă înțelegi pe mine? Deci e foarte nașpa. We are left with no photos. Numai fraierii se uită în poze și aduc aminte de când erau ei mici. Bă, bărbații adevărat trăiesc în prezent și în viitor și să gândesc la viitor, la un viitor mai bun, cred. I don't know. Eu nu sunt genul care să mă uit prin poze. Doar la pozele cu pisoiul meu, drăguții. Da, el e drăguție. Dar în rest, așa, poze de când eram eu mic. Frate, aș putea să nu le mai văd niciodată în viața mea și nu mi-ar păsa, știi? Deci atât de tare îmi pasă. Nu-mi pasă deloc. Whatever is dead now, deshidratare, deshidratare. Astăzi este ziua în care o să le dau tuturor apă. Și there is a more than a knock on a door. Shall we open the door? No, marș afară, nu deschidem nicio ușă. De ce am deschide ușa? Nu cred că vine nimeni să ne dea ceva. Bun. Aha, la. We have no idea who it was. Will we ever find out? Sper că nu. Deci eu sincer sper că foarte, foarte de nu. Next. Telefon, ok, o să trimitem pe Mary Jane afară, pentru că, repet, este o femeie puternică, independentă, are sângele în vene, băga-mi-a și piciorul în tine de proastă. Bă, cum te-ai ră... Bă!
What? Dude. Dar când sună telefonul trebuie să răspunzi pentru că sunt gemenii. Aparent acum nu. A tras un nebun după mine. Minunat. Deci, minunat, nu știu. Oh my fucking god. Hungry, hungry heart. Hai să le dăm tuturor de mâncare, I guess. Chiar dacă nu sunt pe starvating sau starvation sau nu mai știu cum se cheamă. Mă rog. Mă deranjează starvation ăla. Sau... De ce? Pentru că ai thirsty, adică însetat, iar starvation se traduce prin, știi tu, hămesire. Și like, cum spui că cineva este însetat și hămesire? N-are logică, trebuie să... Oh my fucking god. Bun, thirsty, ha? Huh? De ce vă iese temă? A, Mary Jane a fost plecat afară. Bă, pot să folosesc medkit-ul să o repar pe Mary Jane? Întrebarea este, vreau să fac asta? Așa, este ceva creatură în întuneric, hai să tragem cu pușca în ea. Vă rog să nu strigați pușca. Bravo, felicitări, sunteți niște supraviețuitori minunați. La, deshidratare, thirsty. Ah, ok, o să mai rezist o zi. Notice an abandoned tank just damage, but contains some useful supplies. Ok. Mary Jane, du-te tu, chiar dacă ești rănită, sper să nu mori, iar dacă te întorci. Ok, s-a întors, a adus ceva folositor. Found a working radio, what? They are willing to lend us a hand. We need to have an operating radio ready for the machine in the shelter. What? The injury Mary Jane has may take a while to heal. So, Jen, se poate vindeca și fără să o vindec eu sau ce? Că spune că ar putea lua ceva timp. Sunt atât de confuz, dar aș vrea să păstrez medkit-ul. Still highly radioactive. They seem to be counting when you find clear signs of survivors that are still alive. We were asked to few cars at the nearest bus stop. What? De ce? N-am văzut așa ceva în viața mea. Să-ți ceară armata să pui cărți de joc pe undeva. What the fuck, man? Bă, s-a făcut update la jocul ăsta? S-au băgat noi pagini? Și cum de... Am mers, am luat chestia aia, era un radio care funcționa, deși noi avem deja un radio. Și am luat direct contact cu militarii, sunt atât de confuz. Dar nu am cărți! Nu am cărți, pentru că uite ce am luat eu, table! Când iau cărți, îmi vin pagini cu table. Când iau table, îmi vin pagini cu cărți. We missed our chance to let the military know we are... Oh, there is a gun. Fuck. Trebuie cărți de joc să fii salvat. De parcă într-o lume post-apocaliptică toată lumea își ia în shelter cărți de joc. Cărți de joc. De ce nu? Hai să jucăm o Macaua cât timp se duce lumea dracu. Da. Ok, nimic interesant. Something making noise, bla 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 bla. Manhole. Hai să mergem cu toporul în manhole este... cum să vă explic, mă? Canalizare, mă, da. Aia e manhole. Oh, uite, am găsit o hartă. Oh, nice, nice, nice. Bun, păi are cineva nevoie de ceva? Deshidratare, Mary Jane? Ok, ok, PC, hai că-ți dau ție, uite așa. Telefon, signal, înseamnă telefon. Oh, ok, Mary Jane. Știu că ești rănită, dar... Bă, da, o exploatăm la maxim pe Mary Jane. Jesus fucking Christ. ok, bun, au fost gemenii de data asta, nu a mai tras nimeni în mine. Deshidratare, înfometare, baby, ia de acilea, apă. Nu mergem încă, oh, aha, didn't notice, it was a problem just now, it seems to be different, ok. O să folosim toporul ca să o vindecăm, nu știu exact dacă o să se strice toporul, dar e bine. S-a stricat toporul și nici n-am reușit. Mă, frate, uite, ăsta e ghinionul! Ah.
Dar am crezut că se vindecă instant. Aici spune că l-au folosit, dar știi, speră să funcționeze. What? Dar înainte te repara din prima. Habar n-am. Da, de asta n-am vrut să o vindec cu medkit-ul. Am zis că, bă, dacă n-o vindec, la un moment dat, ce o să se întâmple, ori o să moară, ori o să îmi dea posibilitatea să o vindec cu toporul. Ceea ce nu prea are sens, dar mă rog. Ziua 15-a și afară, zona este foarte radioactivă. Ceea ce e enervant, pentru că vreau să mă duc într-o expediție, dar nu vreau să mă duc cât timp e super radioactiv pe afară, că mă îmbolnăvesc. Hungry, hungry, thirsty, hungry, huh? Next. Still irradiated. Ok, hai să ascultăm radio-ul, haide. Haide, armată, baby. Sună-mă, 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 sună-mă. Vreau să sună telefonul, băga-mi-a. Out of fucking nowhere, doi oameni sunt bolnavi. Și ce? Wow, toată lumea are nevoie de medic. Ok. Cum îl cheamă pe ăsta? Nu știu. Îi dăm mâncare, apă și îl și reparăm. Seems awfully quiet. Ok, mergem și într-o expediție. Next, next, next. O să o trimit pe Mary Jane, chiar dacă e rănită. Aș putea să o trimit pe Dolores. Da, de ce nu? Dacă nu se întoarce. Sper totuși să se întoarcă, că eu îi dau masca de gaze ei. Poate cu masca de gaze nu se îmbolnăvește mai tare, știi? Next, next. Ziua 19-a, trashcan. Ok, trebuie să dăm cu spray în coșul de gunoi, pentru că aparent pute și o să ne îmbolnăvim. Păi e bine că am dat cu spray și nu o să ne îmbolnăvim. Aparent l-am folosit pe tot, pentru că de ce nu? Așa, wow. Altceva se mai întâmplă pe aici? Înnebunesc! Înnebunesc! La dracu cu cărțile voastre de joc, mă, să-mi ba piciorul! Cum să-mi cer de două ori în același run să pun cărți de joc ca să fiu salvat? Cum este posibil așa ceva? Jur sfântului arici că n-am mai văzut joc atât de bulangiu ca ăsta. Vede că nu ai cărți de joc? Ok, nu știu. Sunt supplies. Hai să furăm supplies de la oameni. Habar n-am, nu mă interesează atâta timp cât poate fac rost de un medkit, dar nu s-a întâmplat. Am făcut rost de o grămadă de mâncare. Hurt, hungry and sick. Musca. Shit. Mă, tot timpul când văd musca. Oh, s-a întors. N-ai adus niciun medkit. Și Ted s-a îmbolnăvit iară. Wow. Nimic. Deci absolut nimic. Deci absolut nimic. Deci nu a găsit absolut nimic. Mă, nu sunt atât de confuz. Ce Dumnezeu iese neînregulă cu jocul ăsta? La easy e foarte greu. La normal e inimaginabil de greu. Iar la hard, e bine. Nu, no, n-am nicio comparație. Ar fi trebuit să am o comparație, știi? În mânecă, pregătită. E mai grea decât ce am eu în buzunar. O cărămidă. Mm-hmm. Știi ce? Hai să murim toți. Hai să... Next, 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 next. Hai să murim. De ce nu? Hai să murim. Săraca. Și Mary Jane s-a îmbolnăvit. Doamne! Putem să murim? Hai, vreau să-i văd pe toți morți. Facă. Păi, vreau ca să mor, știi? Ca să pun și eu capăt episodului, dar... Acum văd că durează o grămadă. Da, mai tușiți mult, că sigur o să vă reveniți. Tu vă în gâtul mamii voastre. Ia să le mai dăm și mâncare și apă. De ce nu? Pentru că... leaking from the pipes.
ceva care să ne îmbolnăvească și mai tare decât suntem în momentul ăsta. Asta e minunat. Ia. Yeah. No leak, no mess. Now go fuck yourself, game. Puddle of water. Ok. Ah, there's a flood. Ok. No. Deci nici nu vreau să salvez ceva. Nu vreau să le salvez. Să se ducă pe apa sâmbetei toate. Hai. Bă, băgați și bezi din apa aia, frate. Nu mă interesează. Hai. Da, pa, pa. Next, 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 next. Dacă nu o să fiu salvat super random, dar asta nu e posibil. O să mor în curând, chiar dacă durează foarte, foarte mult, aparent. Oh, this is insane. Da, ok. Bla, 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 bla. Next, next. N-aveam nimic pe acolo. Next, next. Get rid of those spiders with our bare hands, feet. Wait, shit. Erau pe engine și n-au mușcat-o pe Mary Jane. Fuck. Cineva vine și vrea să facă trade. Nu am nimic. Deci nu am nimic. N-am nimic din... din ce vrea ăla. Doamne, cum să fie atât de sărac. Bă, dar vă că Ted a deschis și gura acum. Jesus, what? Ia să le mai dăm de mâncare și apă. De ce nu? Ce avem de pierdut decât între guran? Iar acum, sincer, mă simt de parcă prelungesc video-ul ăsta degeaba. Deci... de pe la ziua 20 și ceva, când am știut că ranul este distrus, am ajuns pe la 34 și nu mai mor. Deci nu mor, nu se termină jocul ăsta. Te rog, curmă-mi suferința. Am terminat. Am terminat. Cam atât pentru acest minunat, oribil de minunat episod. Nu uitați, oameni buni, să lăsați și voi un like acestui minunat episod, de oribil ce e el de episod. Nu vreau să mai joc jocul ăsta, este prea complicat pentru mine și ai nevoie de atâta noroc și este enervant, pentru că pierzi tot timpul.